Bună seara! E bine? Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la întâlnirea cu Narine Abgarian. E un mare privilegiu pentru noi să o avem astăzi aici, în librăria Humanitas de la Cismigiu. E multă lume, nu am putut să invităm mai multă lume. Mâine seară va fi la MCR, la Muzeul Național al Țăranului Român, o altă întâlnire cu Narine Abgarian. Acolo sunt peste 300 de locuri. Probabil că acolo ați găsi unde să stați jos cei care sunteți văduviți de scaune astăzi. Narine Abgarian este o voce importantă a literaturii europene, The Guardian, acum câțiva ani, o numea printre cei 6 cei mai importanți scriitori europeni. E foarte important acest lucru, că Narine Abgarian a fost integrată în seria scriitorilor mari din Europa. Și pe bună dreptate, căci cele două romane care au fost traduse în peste 25 de țări, respectiv Din cer au căzut 3 mere și Simon, sunt romane de mare nivel european. Ambele romane, apărute în limba română în 2021, Din cer au căzut 3 mere și iată acum romanul Simon, sunt traduse de una dintre traducătoarele emerite și traducătorii pe care îi avem în România în momentul de față, de către Luana Schidu, care e aici de față și cu care vom sta de vorbă la un moment dat. Pentru început, aș vrea să îi dau cuvântul, ca așa obișnuiesc când ne vin mari scriitori, lui Narine Abgarian să vă spună câteva cuvinte și nu o să o las să vă spună, deși are o imaginație fabuloasă și poate să inventeze pe moment nu știu câte cuvinte de captație benevolenție de început, eu o să-i pun o întrebare direct și ea, dacă vrea, ne răspunde la această întrebare. Narine Abgarian, ce reprezintă pentru dumneavoastră Bergul? Berdul. Berd. Спасибо большое за то, что вы пришли. Это всегда большой сюрприз для писателя и большой подарок. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Este întotdeauna o mare surpriză pentru scriitor și un mare cadou în același timp. Теперь про Берд. Это место, где я родилась и откуда я так и не смогла уехать. Поэтому в любой город, куда бы я ни приезжала, я ищу облик Берда. Если я где-то нахожу, я очень счастлива. Acum despre Берд. Ăsta este locul în care m-am născut și din care n-am reușit niciodată să plec și de aceea de fiecare dată când ajung într-un alt oraș, caut în el să găsesc berdul meu și atunci sunt, dacă îl găsesc, sunt fericită. И я пока ещё не успела по Бухаресту погулять, но я думаю, там тоже найду кусочек своего берда и успокоюсь, потому что Бухарест тоже немножко станет кусочком моего мира. Și n-am apucat să mă plimb prin București, dar sunt convinsă că atunci când o să reușesc să fac asta, o să găsesc o bucățică din berdul meu și atunci și Bucureștiul o să devină cumva un loc al meu. Mulțumesc foarte mult, Narine Abgarian. Într-adevăr, s-a născut în Berd, un orășel armenesc, între munți, în 1971. A urmat o facultate de filologie și imediat după terminarea facultății, mama ei a îndemnat-o, precum în Cehov, să se ducă la Moscova.
Și într-adevăr, la 22 de ani, Narine Avgarian a plecat la Moscova. Acolo a avut diferite slujbe până a devenit scriitoare profesionistă. A debutat cu un volum dedicat unei fetițe, Maniunia, un volum pe care ea l-a scris, de fapt, pentru copiii de toate vârstele, dar copiii, într-adevăr, s-au bucurat foarte mult și a devenit un bestseller național. De fapt, este foarte tradus acest volum, împreună cu următoarele două, căci există o trilogie dedicată Maniuniei, trilogie care s-a transformat la un moment dat și într-un serial cu 10 episoade, într-un serial de televiziune. Pentru adulți a debutat în 2011 cu Imigranta, cu romanul Imigranta. A urmat alte romane și trei volume de povestiri. A dat lovitura internațională în 2015 cu Din cer au căzut trei mere, un roman care a luat, după mine, cel mai important premiu din Rusia, și anume Yasnaya Polyana, este premiul Tolstoi. Nu este un premiu bănos, cum sunt alte premii de acolo, ci este un premiu de mare prestigiu. Cartea a început să fie tradusă imediat, a făcut ocolul lumii, a ajuns și în America. Este o carte care e citită în momentul de față în peste, v-am spus, 25 de țări. O novelă pe care a publicat-o în 2016, Zulali, a devenit subiectul unui film despre care am citit recent New York Times că a avut o fabuloasă lansare în Statele Unite ale Americii. În 2018 publică un volum impresionant de povestiri cu titlul Să trăiești mai departe. Este un volum despre război. Este un volum pe care Luana Schidu, împreună cu mine, ne-am hotărât că va fi următoarea carte, în curând, pe care Luana o va traduce și eu o voi publica la Humanitas Fiction. Simon a fost publicat în 2021, a luat și el un premiu important, Balșaia Kniga, premiul cititorilor în Rusia, una dintre primele țări în care a fost tradus imediat, Bulgaria. În Bulgaria a devenit, mi-a scris o agentă literară, care nu e agenta, nu, Andrew Nuremberg, nu e agenta literară a lui Narine Avgarian, agenta a lui Narine în România, este celebra Simona Kessler aici de față, că a devenit în Bulgaria bestseller instantaneu. Și așa s-a întâmplat, apoi în Serbia și în Germania și în mai multe țări. Iată că în 2023, acum, îl avem pe Simon în limba română, într-o traducere extraordinară. N-aș vrea să vă mai țin eu de vorbă. Cine a luat cartea are o mică biobibliografie pe clapa a doua, unde sunt trecute toate datele acestea despre cărțile și despre literatura lui Narine Avgarian. Permiteți-mi ca să vi prezint foarte scurt pe ceilalți invitații ai mei din seara aceasta. Alături de Narine Avgarian se află scriitoarea Ioana Pârvulescu, care vă e bine, bine cunoscută. Cel mai este autoarea bestsellerului Inocenții, printre altele, și de curând a publicat și ea un volum pentru copiii de toate vârstele, Invizibili,
cu ilustrații de Irina Dobrescu. Alături de ea se află celebra agentă literară Simona Kessler, care este agenta lui Narine Abgarian. Și care îi mulțumesc foarte mult că este în această seară alături de noi. Și un mare jurnalist român, Cătălin Striblea, mai nou și mai de mult are emisiune la Europa FM. Traducerea este asigurată de profesorul de la Universitatea București, Anton Breiner. Prezentările fiind făcute, permiteți-mi să-i dau cuvântul Ioanei Pârvulescu, care vă va spune câte ceva despre Simon și apoi va începe maratonul întrebărilor, căci ați venit aici să o ascultați în primul rând pe Narine Abgarian. Ioana Pârvulescu. Bună seara, mă bucur foarte mult. Ți-ai stins? Okay. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, mă bucur foarte mult că sunt eu aici și sentimentul pe care l-am este că Narine este o veche prietenă. Nu pentru că ne-am fi văzut de prea multe ori, ne-am întâlnit... Ne-am întâlnit prima dată la Filit, anul trecut, ci pentru că acesta e sentimentul pe care ți-l dau cărțile bune. Te împrietenești foarte repede cu cărțile bune și autorii lor vin în siajul acestor cărți. Am foarte puțin timp la dispoziție să vă vorbesc despre Simon. Vreau să vă spun doar că este o carte care o să vă meargă la inimă, absolut sigur. Într-o frază vă spun și subiectul, e vorba de un bărbat care moare, iar la moartea lui, la înmormântarea lui, vin rând pe rând alături de soție, vin și fostele iubite ale acestui bărbat, 4 la număr. Spre deosebire și ulterior aflăm povestea fiecăreia dintre ele. La început, autoarea le prezintă ca pe niște coțofene din perspectiva soției, dar ulterior tot autoarea ni le prezintă într-o lumină în care mărturisesc că oricare dintre noi cred că ar vrea să fie pus. Și poate că cel mai important lucru pe care îl pot spune despre această carte este că ți-ai dori ca autoarea să-ți prezinte, să-ți înțeleagă și să-ți prezinte viața așa cum a făcut-o aici în Simon. Stilul autoarei este direct, plin de fair play, vorbesc de stilul literar, nu de cel, și ea e la fel, dar acum vorbesc de stilul literar, deci plin de fair play, plin de directețe, fără să ocolească tragismul, merge drept la țintă și spune lucrurilor pe nume și are o capacitate de a alege acele detalii care îți rup sufletul pur și simplu și te fac să plângi, dar în același timp are un umor extraordinar care se vede de la formulări până la felul în care vede oamenii. Dau la întâmplare două exemple care îmi vin acum în minte, de pildă o bunică care împinge căruciorul și spune sunt, hai să pornim cum ar spune Gagarin, sau da, exact, sau o persoana aruncă o mătură într-o fereastră, exact ca o grenadă care i-a uitat să-i scoată cuiul. Și câte și mai câte. Da, și pot să vă dau nenumărate, cartea mea e plină de guri care râd, pentru că așa îmi fac eu locurile unde văd umorul.
Și îți lasă, deși încă o dată sunt povești care îți rup inima, la urmă îți lasă o speranță. Și o să citesc un infim fragment care mi se pare că dă cheia felului în care Narinea Abgarian vede viața în această carte. Dar e în urma unei tragedii. Dar nici unuia nu-i trecea prin cap să vadă în acel final tragic nici cea mai mică pedeapsă divină. Despre ce pedeapsă putea fi vorba când tocmai din astfel de zile triste, bucuroase și pline de suferință e alcătuită întreaga viață omenească? Pentru că cea mai mare calitate a acestei scriitoare, care n-are cuvinte în plus, n-are cuvinte în minus, este aceea că înțelege omenescul până la capăt, înțelege viața până la capăt și îi dă o șansă acestei lumi, dă o șansă lumii în care trăim. Lucru pentru care nu pot să-i fiu decât recunoscătoare. Iar acum, dacă Denisa mi-a propus să-i pun deja o întrebare ca să auziți lucruri despre această carte din perspectiva autoarei. Un personaj care mie mi-a plăcut foarte mult în carte și care nu-i personaj de prim plan este Sașia. Sașia e o poreclă, Vardanuș, care leagă povestirile. Este un personaj liant, un personaj de legătură. Sașia Vardanuș. Întrebarea pe care i-aș pune-o la început și pe urmă mai am dreptul, Denisa, să pun? Atunci pun două de la început. Întrebarea mea este cum vede autoarea acest personaj, pentru că ea este socotită o proastă de toată lumea, dar e mereu prezentă în momente grele. Este mereu acolo, astfel încât te întrebi, este cu adevărat proastă? Bunătatea transcede proastă. Să vedem ce spune autoarea. Și a doua întrebare este dacă în această lume în care autoarea e avocatul tuturor, cum am zis, al soției, al iubitelor soției, dar și al bărbatului, deci pe toți îi apără autoarea, dacă este și loc de vină în această lume. Deci n-ai fata, nu știu. Я сама очень люблю Вартануш. У нас в Армении шутят об армянах так, что в каждой армянской семье есть свой гений и свой шизофреник. И все мое детство в моем маленьком городке я наблюдала в том числе сумасшедших людей. Они никогда не были агрессивными. Они были наивными и беспомощными, как дети. И у меня осталось очень теплое отношение к ним. Apropo, de ca să încep cu primul răspuns despre Vardanuș, este o proverb armenesc sau o glumă care spune că în fiecare familie există un geniu și un schizofrenic. Și mie tot timpul mi-au plăcut nebunii și îi vedeam pe străzile orașelor din Armenia. Și tot timpul mi s-a părut că există în ei ceva neajutorat și naiv. Например, у нас в городе жил мальчик, которому было за 40 лет, но он так и остался ребенком. И он, знаете, чем занимался целый день? Он у всех просил хлеб. У него, наверное, был самый огромный запас хлеба в мире. И мы иногда к нему приставали, спрашивали, говорили, зачем тебе столько хлеба? А он всегда говорил,
Больше хлеба может быть только небо, и мы не понимали, что он имеет в виду, но это по-своему было прекрасно. De exemplu, la noi în oraș era un băiat care avea peste 40 de ani, dar cumva a rămas așa un băiat, n-a crescut niciodată și care tot timpul cerșea, dar cerșea numai pâine și avea niște rezerve incredibile de pâine și noi tot timpul îl întrebam pentru ce îți trebuie atâta pâine și el ne răspundea mai mult decât pâine, nu există decât cer și niciodată n-am înțeles acest răspuns. Но они тоже нам, на, нас всех чему-то учили, терпимости, к человеческому отношению, человечному отношению ко всем. И моя Вартануша, она именно такая. Она, тебе кажется, что на первый взгляд она немножко сумасшедшая, но на самом деле она многому учит героев, и она помогает им, хотя они этого не понимают. Мне очень важно было рассказать о таких людях тоже. Și cu toate astea eu cred că aceste personaje, acești nebuni sunt foarte importanți pentru că de la ei avem ce învăța. Putem să avem, să învățăm de la ei despre toleranță, putem să învățăm despre umanitate și Vardanuș este un astfel de personaj de la care ceilalți eroi ai romanului învață aceste lucruri. Și eu simt că asta și asta cumva îi și ajută și am ținut foarte mult să am un astfel de personaj în romanul meu. И последнее, что я хотела сказать про Вартануш, это случилось вчера. Одна из читательниц сказала мне, что Вартануш чем-то напоминает ей белого павлина из романа «С неба упали три яблока», что они очень похожи. Я, честно говоря, этого не предполагала. Счастье писателя в том, что иногда читатель ему объясняет, что он на самом деле написал. И я очень благодарна этой читательнице, потому что мне сейчас тоже кажется, что Вартануш – это белый павлин, который из одной книги просто переделал другую. Și vreau să mai spun un lucru legat de Vardanuș, care s-a întâmplat ieri. M-am întâlnit cu o cititoare care mi-a spus că pentru ea Vardanuș îi amintește de păunul alb din romanul din Cer au căzut trei mere și eu niciodată nu m-am gândit la asta, n-am vrut să fac asta, dar în același timp îi sunt foarte recunoscătoare acestei cititoare pentru că mi s-a părut când m-am gândit la asta că probabil are dreptate și poate că acest păun chiar a venit așa în zbor dintr-o carte în alta și a apărut forma acestui personaj Vardanuș și în romanul Simon. Что касается второго вопроса о чувстве вины, есть ли она в этом мире? Безусловно, она существует. Но я, когда писала эту книгу, я хотела вот какую мысль донести, что обиды или чувство вины – это совершенно бесполезные вещи. În ceea ce privește a doua întrebare despre sentimentul vinovăției, dacă există în această lume, da, el există, dar atunci când eu lucram la acest roman, eu vreau să aveam o altă idee, că sentimentul ăsta de vinovăție sau de supărare este un sentiment care nu este bun. Потому что каждая обида, она чему-то нас учит. Каждый человек, который сделал нам плохо, все равно он делает нас сильнее. И любое чувство вины, которое ты испытываешь за какую-то ошибку, можно очень легко искупить каким-нибудь поступком, чтобы исправить то, что ты сделал. То есть любое отрицательное чувство – это повод сделать что-то хорошее, чтобы что-то исправить. Мне кажется, отношение ко всему этому должно быть такое. Și eu cred că fiecare sentiment de vinovăție poate fi un fel de lecție și fiecare om care îți face ceva rău poate să te facă mai puternic și atunci când facem lucruri noi înșine, lucruri rele, asta poate să ne ajute să ne schimbăm, să devenim mai buni, să depășim un moment dificil
Și atunci nu contează vinovăția, ci atitudinea pe care o ai față de acest sentiment de vinovăție, față de ceea ce l-a provocat. Până se hotărăște cineva din prezidiu să pună o întrebare, vă întreb eu ceva. De ce se numește acest roman Simon? A fost un nume la întâmplare? Are vreo conotație? Ține de vreun mit? Ține de vreo Biblie? Ține de ceva? На самом деле, у меня было несколько вариантов имени главного героя, и очень долго в книге у Симона не было имени. Я пробовала то одно имя, то второе, то третье. Никаких посылов это имя не имеет, ни библейских, ни прочих. Я выбрала его, потому что оно короткое, оно звучное, там нет царапающих слух согласных, и оно такое светлое и легкое. Мне очень хотелось, чтобы у такого приземленного каменщика было такое имя, как свет, как дыхание, как воздух. De fapt, eu când alegeam numele pentru acest personaj al romanului, eu mă jucam în cap cu mai multe variante și multă vreme acest personaj a rămas fără nume, cât timp încercam să decid cum trebuie să-l cheme. Dar în cele din urmă am ales acest nume pentru că vroiam să fie un nume scurt, un nume sonor, fără consoane grele sau care zgârie auzul și în același timp un nume luminos, cumva, cald, pentru că era important pentru mine ca un zidar, pentru că asta este meseria personajului, să aibă un nume ușor și luminos. Но самое смешное, что связано с именем Симона, это то, что у меня книга вышла в октябре 2020 года, а в декабре 2020 года я познакомилась со своим будущим мужем, которого зовут Симон. Я хочу предупредить, если среди вас есть писатели, вы когда будете писать книгу, вы, пожалуйста, очень аккуратно выбирайте имя вашего героя, потому что это может быть потом имя вашего мужа или жены. Выбирайте такое имя, которое с удовольствием будете произносить. Dar vreau să mai adaug ceva legat de numele acestui personaj și acestei cărți. Cartea a apărut în octombrie 2020 în Rusia și două luni mai târziu, în decembrie 2020, am făcut cunoștință cu bărbatul care avea să devină soțul meu și pe care îl chema Simon, pe care îl cheamă Simon, și de aici evident se naște un avertisment pe care vreau să-l transmit tuturor celor care se gândește să scrie o carte. Aveți grijă foarte mare ce nume alegeți pentru personajul principal al cărții noastre, pentru că niciodată nu știi dacă o să devină soțul sau soția. Nu fac eu așa. Bună seara. Eu, de când am venit, zâmbesc tâmp, pentru că este a doua oară sau a treia oară că o văd pe Narine, iar pentru mine, de la prima întâlnire de la Iași, unde a cunoscut-o și Ioana anul trecut, mi-a lăsat senzația că este blândețea întruchipată. Că este un om de o duioșie fermă și voioasă. Iar această calitate inefabilă, deși eu am pus în câteva cuvinte, transpare în cărțile ei. Am citit Simon Penera suflată și nu e doar o frază, sâmbătă, de frică că dacă o las din mână, se risipește starea bună în care m-a transpus, ca un fel de stare de grație din copilărie, ca o prăjitură extraordinară pe care
o mănânci și nu vrei încă să-i diseci ingredientele. Deci s-ar putea să spun prostii, pentru că sunt încă copleșită și nu vreau să am încă o gândire critică, să vorbesc despre firul narrativ care sare înainte și înapoi, despre felul în care afli mai întâi un lucru minunat, ca apoi totul să se surpe prin povestea tragică. Și spunea Ioana de plâns. Deci la trei mere au căzut din ce, și acum îmi dau lacrimile, am plâns la sfârșit. Un plâns bun și tămăduitor și catarctic. Aici am plâns de la început. Este povestea Silviei, care pe mine cel puțin m-a spulberat, m-a scos din funcțiune pentru ceva timp, aș putea spune. Narine are acea bunătate care transpare în aceste personaje, care au o viață groaznică, cumplită, și în trei mere și aici. În trei mere vorbim altă perioadă istorică și e vorba de primul război mondial, de genocid, dar nu este vorba despre asta, ci este exact vorba despre felul în care oamenii aceștia, fie că sunt maranieni, fie că sunt berdieni, reușesc cu demnitate și o curățenie sufletească care nouă ni se pare ușor străină, să înfrângă aceste greutăți și să ajungă la ceea ce numește ea acel aer de sacrificiu și tristețe liniștită. Am și o întrebare, să știți. Undeva în roman spune că este capacitatea memoriei de a scoate la iveală tot felul de flecuștețuri inutile. Mie mi se pare că în țesătura romanului apar astfel de așa zise flecuștețe, care sunt ca niște rapeluri, ca niște declicuri și care se întorc și au și o calitate în un rol în structura romanului. Acea bucățică de flanelă ruptă din scutecel, desenele, toate cadourile astea, flecuștețele astea, care pentru noi erau cine știe ce, un medalion, un parfum ieftin, niște un colier de perle false, pe care iubitele îl pun apoi pe sicriu. Toate astea și mai ales fusul nenumitei, care vine la sfârșit să-l transporte în brațele mamei. Unde le găsește flecuștețele astea? Если бы я знала, где я их нахожу, я их постоянно бы находила в огромном количестве. Dacă aș ști exact unde le găsesc, le-aș căuta în permanență și le-aș avea în cantitate enormă. На самом деле, очень много вещей приходит тебе в голову во время того, когда ты пишешь. Я из тех писателей, которые никогда не планируют историю сначала до конца. Потому что если я буду знать, чем закончится история, я потеряю к ней интерес, и я ее не закончу. У меня были такие опыты, я знаю. Поэтому и веретено, и жемчуг, и духи, которые оказались фальшивыми, очень мало, очень недолго пахли, и рисование, которому, в общем, научил Симон одну из героинь, это, наверное, то, что возникало вместе с героями. И вы знаете, я когда не была писателем, и я... Toate aceste
mărunțișuri, toate aceste flecuștețe, ele apar cumva în timpul procesului de scriere. Eu sunt unul dintre acei scriitori care nu-și planifică niciodată cartea de la început până la sfârșit, pentru că dacă aș putea să fac asta, dacă aș fi în stare să fac asta, probabil mi-aș pierde interesul pentru carte. Și atunci toate aceste lucruri, toate aceste mici cadouri, lecțiile de desen, fusul, parfumul, perlele, toate astea îmi vin pe măsură ce creez personajele. Când eu era просто читателем, я иногда читала интервью писателей, и когда они говорили, что текст их не слушается, или там появляются какие-то персонажи, которые их не планировали, я думала, что это кокетство. Но когда я начала писать книги, я поняла, что это правда. В какой-то момент текст перестает тебя слушаться. Он тебе навязывает героев, которых ты не планировал, артефакты, которые появляются как будто из воздуха. Când, înainte să mă apuc de scris, când citeam interviuri cu scriitori care povesteau că textul nu le dă ascultare, eu, că apar personaje sau situații pe care ei nu le-au planificat, eu credeam că asta e o formă de cochetărie. Și abia mai târziu, când am început și eu să scriu, mi-am dat seama cât de adevărat este asta și cum într-adevăr se întâmplă ca și scene și personaje să apară pur și simplu de la sine în pofida a ceea ce poate ai vrut sau intenționai să spui despre ele. Например, в книге «С неба упали три яблока» у меня так появился павлин. И я не знала, что с ним делать. Я вообще, он меня ужасно раздражал. Я в какой-то момент его ненавидела. Я думала, может, он заболеет, умрет, может, он улетит, может, с ним еще какое-то несчастье случится. И потом, когда вся эта история логически завершилась, я была, наверное, самым счастливым человеком на свете, потому что ну, я присутствовала при процессе чего-то, к чему я имела очень малое, наверное, отношение. Так что я надеюсь, я ответила на вопрос. De exemplu, în romanul Din cer au căzut trei mere, exact așa a apărut pe unul. A apărut cumva din senin, pe neașteptate, și după aceea eu efectiv nu știam ce să fac cu el. Și asta îmi provoca o enormă iritare. Ajunsesem să urăsc acest păun pentru că nu știam cum să scap de el. Mă gândeam că poate o să se îmbolnăvească, poate o să moară, poate o să-și ia zborul, și abia atunci când am reușit să duc povestea la concluzia ei logică, am simțit așa o ușurare și în același timp a fost fericită că am asistat cumva din afară la acest proces de creație care parcă nu mi-aparținea. Și prin asta sper că am răspuns la întrebare. Să vedem marele jurnalist ce întrebări pune. Da, mulțumesc pentru compliment. O să zic ceva scurt înainte. Știți că e o vorbă la noi care zice că la mormântare mortul e singurul care nu e trist. Și în cazul ăsta pot să vă spun că mortul care e Simon, măcar atâta spoiler putem să dăm că a zis Simon aici, mortul e de-a dreptul fericit. Pentru că mai rară situație în care cele patru amante și soția chiar să se împace la mormântare, deși de-a lungul vieții au avut lucruri de împărțit. E o carte magică, e o carte fascinantă, vă s-o citiți foarte repede, pentru că ea într-adevăr te ține acolo, dar e o carte dincolo de care are mai mult decât blândețea autoarei și mai mult decât iubire și lumină. E o carte care în subtext o să vă dea un pic, poate mai mult, despre viața femeilor din zona aceea de-a lungul unor ani foarte, foarte grei și foarte complicați. Și în toate poveștile astea, care de fapt sunt niște povești triste într-un fel ale acestor doamne, o să citiți o epocă și o să vedeți o evoluție a stării femeii în spațiul ăsta estic, o evoluție care e teribil de dureroasă.
Și atât zic despre carte, că de aici vine și întrebarea, cum se face că această carte, care e totuși cartea a patru femei, poveștile a patru femei, poate chiar cinci, că și soția și cu soția sunt poveștile a cinci femei, totuși cartea asta poartă numele bărbatului, care, sigur, le unește, dar e vorba despre poveștile lor și poate mai puțin despre povestea lui, care zice la un moment dat, domnule, eu, asta e specialitatea mea, eu repar case. Mă rog, e o metaforă acolo. Это очень справедливый вопрос. Спасибо вам за него. Я думала, когда думала над названием книги, мне нужно было что-то такое объединяющее, чтобы объяснило, почему эти женщины прожили свою жизнь. Они ведь всю свою жизнь искали любовь. И так получилось, что эту любовь им подарил Симон. Поэтому это была вот та мечта, наверное, то желание, которое они заполучили. А поэтому я книгу назвала Симон. Сейчас. Atunci când mă gândeam cum să numesc această carte, care într-adevăr este despre aceste femei, căutam să dau un titlu care cumva să unifice aceste povești. Și gândindu-mă la ele și la poveștile lor, mi-am pus întrebarea de ce și-au trăit ei viața, da? Care a fost scopul acestei vieți sau miza acestei vieți, și răspunsul este că au trăit căutând dragostea în permanență și cel care le-a oferit această dragoste a fost Simon. Некоторые издатели, некоторые переводы не соглашаются со мной и меняют имя романа. Например, в чешском варианте он будет звучать так: «Четыре женщины и одни похороны». А каталонский вариант будет «И море приходит». То есть издатель тоже иногда со мной не соглашается. И на это есть у него право, поэтому я не настаиваю. Если они переименовывают роман, значит, наверное, так им, читателям, будет комфортнее. Și totuși, unii traducători și unele edituri nu sunt de acord cu numele pe care l-am ales eu pe roman și în unele traduceri titlul romanului sună altfel. De exemplu, în ediția în limba cehă, romanul a fost intitulat Patru femei și o înmormântare, iar în catalană titlul a fost tradus Și marea vine. Și cumva eu consider că ăsta este dreptul editurilor și a cititorilor să citească cartea în cheia care li se pare lor cea mai potrivită, cea mai apropiată. Un critic italian care a scris o cronică substanțială despre carte și foarte inteligentă, l-am și pus pe clapă cu un fragment. Făcea o legătură între Nou Val, între François Truffaut, despre care chiar vorbiți la un moment dat în carte, și filmul lui Bărbatul care iubea femeile. A avut vreo influență acest film asupra lui Simon? Этот фильм повлиял на жизнь определенной героини, которая застала эту волну, которая любила эти фильмы. На самом деле, вот эта любовь к французскому кино тех годов 60-х, это была большая любовь моей мамы. И она рассказывала, с каким трудом они доставали билеты, чтобы пойти в кинотеатр посмотреть эти фильмы. И мне очень хотелось вот этот эпизод сохранить там. Почему французское кино? Потому что мы выросли в Советском Союзе, нам не было дано много чего посмотреть. Мы жили под тотальным контролем. Нам был доступен французский кинематограф и итальянский. Поэтому выбор был небольшой. И из того, что у нас был, из того, что говорило больше о любви, я выбрала именно Трюффо. Da, filmul a avut o influență,
dar nu neapărat asupra romanului, cât asupra unui personaj feminin din acest roman. Și cumva legătura, motivul pentru care am vrut să includ această influență și acest film în roman este faptul că Truffaut și filmul ăsta, dar Truffaut și nu numai, era unul dintre regizorii preferați ai mamei mele. În Uniunea Sovietică nu exista, după cum bine știți, acces la multe filme străine, nu puteai să vezi filme din alte țări, dar mai ajungeau la noi filme din Franța și din Italia. Și atunci, cumva, atunci când vrei să povestești despre dragoste, să vorbești despre dragoste, te uiți la filmele acelei perioade și cumva l-am ales tocmai pe Truffaut pentru că mi s-a părut cel mai potrivit. Кстати, я хотела рассказать про эпизод, с которого начинается книга «Похороны Симона». На самом деле это документальная совершенно история. Я была в Берде, у нас умер сосед. Мама моя пошла на прощание, пришла и рассказала о том, что вся эта церемония, вся торжественность этой церемонии была сорвана горячим обсуждением. Как же прикрыть покойнику посиневшие уши, потому что они сбивали вот этот торжественный настрой. У Анны... Și vreau să vă mai spun ceva legat de felul în care începe romanul. Romanul începe cu un episod care este absolut real. Mama mea, la un moment dat, când a aflat că a murit un vecin, se duce acolo și a rămas bun și, întorcându-se acasă, povestește că toată atmosfera asta festivă și solemnă a fost complet distrusă de faptul că mortul, care murise de atac cerebral, îi se învinețiseră urechile și toată lumea nu făcea altceva decât să discute cum să mascăm, cum să ascundem această albăstreală a urechilor și toată solemnitatea momentului a fost complet pierdută. У Анны Ахматовой есть строки о том, ну, дословно, наверное, перевести трудно, если бы знали, из какого ссора растут стихи. Вот в данной ситуации иногда из двух-трех слов, из трех предложений может получиться книга. И я всегда удивляюсь этому процессу, как такое бывает, когда тебе короткую историю рассказывают, и она каким-то чудесным образом превращается в большую. Poeta Ana Ahmatova are un vers care spune: din ce mizerie uneori răsar versurile, poezia. Și pe mine tot timpul m-a uimit cum dintr-o frază, din două, trei cuvinte aruncate, se poate naște practic o povestire și în cele din urmă un roman. Eu am trăit cu impresia asta că personajele astea sunt cunoscute, doamnele astea sunt cunoscute din povești, din amintiri, din, nu știu, dintr-o documentare și curiozitatea mea era dacă aceste doamne sau aceste povești sau fragmente din poveștile lor există în realitate, între cunoștințele ei sau între zilele ei de viață. История Сильвии совершенно документальная. Мне ее рассказал прокурор нашего района, когда он работал 30-40 лет назад. Он пытался ей помочь, но у него ничего не получилось. Я очень бережно описывала эту историю, потому что когда она касается реального человека, тебе нужно быть достаточно достоверным. Остальные истории я взяла из головы. Но это люди, которые меня окружали. Это среда, где я выросла. Doar istoria Silviei este o istorie reală pe care am aflat-o de la procurorul districtual. E o istorie care s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 30 de ani. Și
Și din cauza asta, tocmai pentru că este o istorie reală, am avut o mare grijă și o mare atenție să o redau cât mai corect, să nu mă abat de la, de la povestea pe care am aflat-o. Toate celelalte, poveștile tuturor celorlalte femei sunt inventate de mine, dar în același timp se nasc și din atmosfera locului pe care îl descriu. И очень много деталей я наблюдала в детстве. Например, у Мелании в книге была привычка после ссоры с мужем выходить на балкон, курить и стряхивать пепел в его парадные туфли. Так вот, у нас была такая соседка. Она после громкой ссоры с мужем выходила тоже на веранду, курила и стряхивала. Вот пепельницей были его туфли. Моя бабушка за этим наблюдала и говорила: «Посмотри, как некрасиво, как она себя ведет». А мне это так нравилось, у меня было такое ощущение, что она как кошка. Они когда сердятся, они же гадят в обуви. И вот она таким образом мстила своему мужу. Это было смешно и, по-моему, прекрасно, наверное, где-то даже. Sau un alt detaliu, în roman, personajul Melanie, atunci când se supără pe soțul ei, ea scrumează în pantofii lui bun, îi folosește pe post de scrumieră și episodul ăsta, de fapt, l-am trăit eu în copilărie. Când eram mic, aveam o vecină care făcea exact asta, după ce se certa cu soțul, ieșea afară pe balcon și scruma în pantofii lui bun. Și bunica mea, care asista la scena asta, îmi spunea: uite ce femeie rea. Dar mie nu mi se părea așa, mi se părea un gest din contră foarte frumos și amuzant și întotdeauna, pentru că mi-amintea cumva de comportamentul pisicilor, care atunci când se supără pe cineva își fac nevoile într-un loc care să supere pe cel pe care sunt supărate. Narine Abgarian provine dintr-o familie de intelectuali, iar bunicul ei patern a fost supraviețuitor al genocidului armean. Aș vrea să întreb, ați avut o copilărie fericită? У меня было очень счастливое детство, потому что взрослое поколение нас берегло как могло. Хотя разговоры о трагедиях, которые случались с моим народом, мы слышали постоянно, но любви было так много, что она не делала нас виктимными. У нас не было ощущения какого-то вселенского горя. Мы, наоборот, жили в бесконечной любви и преданности. Хотя дети мы были чудовищные, конечно. Мы были очень непослушные, очень разбойники прямо. Но родители нас любили. Da, am avut o copilărie extraordinar de fericită și asta probabil în primul rând pentru că adulții ne protejau cât de mult puteau și asta nu înseamnă desigur că în jurul nostru nu se vorbea despre aceste tragedii prin care a trecut poporul armean, dar în același timp cumva am fost crescuți cu un mare sentiment de iubire și atunci niciodată n-am prins acest sentiment de, sau acest mod de autovictimizare și din contră am rămas cu acest sentiment de iubire în pofida faptului că eram niște copii absolut îngrozitori și făceam numai șoti și năzbâtii, dar adulții ne iubeau foarte mult. Например, у моего папы прабабушка, она всю жизнь прожила с проломленной головой. Во время геноцида ружьем ей пробили кость, и у нее были очень длинные роскошные волосы. Она подстригала их на затылке, потому что кость двигалась и делала голове очень больно. И невозможно было никак ей помочь. Папа об этом рассказал мне, когда мне было уже 16 лет. И это было вот первое такое шоковое, первое такое горе, которое я не застала, но которое приняла очень близко к сердцу. O să vă dau un exemplu, străbunica din partea tatălui,
a trecut prin, în timpul genocidului, i-a fost spart capul cu un pat de pușcă și i-a supraviețuit, doar că toată viața își tundea părul foarte scurt la spatele capului, pentru că altfel bucățile de craniu care erau acolo se mișcau atunci când părul creștea mai lung. Și toată povestea asta despre străbunică, tatăl mi-a spus-o de-abia când aveam 16 ani. Și ăsta a fost cumva primul meu contact cu o astfel de traumă. И папа очень образно об этом рассказал. Он сказал, я помню, как она подстригала себе волосы, и я не знаю ничего страшнее звука ножниц. Я это запомнила на всю жизнь. Я не знаю, это действительно одно из самых тяжелых испытаний в моем прошлом. Și tata povestea foarte puternic cumva despre acest episod. El spunea că descria scena asta la care a asistat, în care străbunica se tundea, și el spunea că el în viața lui n-a simțit sau n-a auzit un sunet mai terifiant, mai îngrozitor decât sunetul pe care îl făceau aceste foarfece. Și asta este într-adevăr o cumva cea mai puternică experiență pe care am avut-o și eu la mâna a doua de acest gen. Но нас так, так любили, так много было любви в нашей жизни, что такие истории остались крохотными царапинами на самом деле. Они нас не искалечили. Dar pe de altă parte am fost atât de iubiți, toată lumea ne iubea atât de mult, încât aceste povești au rămas doar niște mici zgârieturi și nu ne-au făcut mai mult rău. Iar acum să vorbim despre lucruri mai vesele și mai fericite. Păi chiar la asta mă gândeam, voiam să vă prezint pe Luana Schidu, care e o mare traducătoare, și vreau să o întreb cum a ajuns să iubească cele două romane pe care le-a tradus de Narine Abgarian. Luana Schidu. Cum să n-ajungi să le iubești? E suficient să le citești. Așa cum spunea Simona Kessler, că a citit pe nărăsuflate cărțile de teamă să nu se rupă vraja, cărțile astea au fost și traduse pe nărăsuflate din același motiv, de teamă să nu pierd muzicalitatea, tonurile multiple care există în cărți. Mai ales în Simon, unde cred că una dintre cele mai mari provocări în traducere este să prinzi de la început tonul cărții. Ei bine, aici tonul se schimba tot timpul și numai rămânând acolo și prinzând trecerile astea puteam să țin pasul cu ele. Am fost întrebată dacă am colaborat cu Narine Abgarian și am spus că nu, pentru că probabil n-am îndrăznit, și asta este doar o parte din adevăr. Cred că celălalt motiv este că nu am avut întrebări. Textul a curs cumva prin mine fără să știu nici eu cum, și este atât de coerent, cum spunea Ioana Pârvulescu, nu sunt cuvinte în plus, nu sunt cuvinte în minus. Așa e, și nu numai atât, fiecare cuvânt e la locul lui cu exact nuanța lui. Așa că nu știu dacă a existat vreo carte la care să-mi fie mai mult teamă să-i dau drumul decât aceste două cărți, pentru că realmente am tremurat pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare nuanță. Ele trebuiau să fie cu iz de basm, fie cu o tentar haică, fie moderne, fie amuzante, cu un anume fel de umor.
Și lucrurile astea simțeam că trebuie neapărat să le redau. Și în al doilea rând, poate că n-am întrebări, dar am mulțumiri pentru Narine, pentru că s-ar putea să fiu primul român. S-a spus foarte des că această carte salvează, vindecă, e ca un balsam. Probabil că sunt primul cititor român care a fost salvat de cărțile ei. Din cer au căzut trei mere, a fost cumva cartea căreia îi datorez faptul că pentru mine pandemia n-a fost foarte grea. Statul în casă a fost o bucurie. Traduceam, din cer au căzut trei mere, eram în lumea aia, nu mai conta foarte tare tot restul. Așa că pentru asta îi mulțumesc. Și abia aștept să plonjez în cartea următoare. Mulțumim, Narine! А можно я тоже поблагодарю? Знаете, счастье писателя в чем? Что он просто пишет книжку, и он об этой книжке, ну, не особо большого мнения. А потом приходит читатель, который хвалит эту книжку, переводчик, который говорит какие-то добрые слова, издатель, который хвалит. И ты сидишь немножко такой, как самозванец, и думаешь, эти люди не понимают, какой я дурак. Вот сейчас они поймут, и мне будет очень неудобно. И вот к этому ощущению счастья я до сих пор не могу привыкнуть. И спасибо вам всем огромное за именно за него. Și eu vreau să vă mulțumesc, pentru că este pentru un scriitor este o mare fericire atunci când vine la tine cititorul, când vine la tine traducătorul sau editorul și îți spune că ai scris o carte bună, despre care carte tu poate credeai că este proastă și tu stai acolo și ai sentimentul impostorului că în curând oamenii ăștia o să se prindă că n-am făcut nimic bun și că de fapt nu e o carte bună, dar fericirea pe care o simți atunci când lumea îți spune că într-adevăr ai făcut ceva bun este incredibilă și vă mulțumesc pentru asta. Narine, ai un băiat de 27 de ani. Am și eu unul de 32 pe aici. Când o să scrii romanul pentru copiii ăștia care nu prea pricep nimic din lume și nu știu dacă pricep ceva din istoria prin secolului trecut? Для этих детей. Вы знаете, сейчас молодежь совершенно другая. Я иногда, когда говорю со своим сыном, я половину его слов не понимаю. Я говорю: сынок, я зачем тебя родила, чтобы потом всю жизнь ощущать себя дебилом? Генерация Д. Тинери де астъзи сънт комплет диферитс фаца де ной. Унеори, кънд ворбес, стау де ворба ку фиул мео, ио нунцелег жумазате дин кувинтеле пе каре ле спуне. Ши ио спун, băiete, tu, eu de ce te-am născut? Ca să mă simt după aia ca un debil? И я не уверена, что я могу написать такую книгу, которую вот именно это поколение совершенно чудесных молодых людей поймет, но я счастлива тем, что они лучше, чем мы. Значит, мы все сделали правильно. Они умнее, они честнее, они свободнее нас. Это очень важно. Dar în același, deci eu nu sunt convinsă că eu sunt în stare să scriu o carte pentru această generație sau care să poată să vorbească pe limba acestei generații, dar în același timp sunt foarte bucuroasă că generația asta este mai deșteaptă, mai bună, mai deschisă decât a noastră și asta contează foarte mult. Я этого не говорила. Нам спусаста. К
Cred că ne apropiem de sfârșitul lansării noastre pentru a avea timp pentru autografe. Așa că, pentru final, vă rog, începem de la dreapta spre stânga, fiecare un gând pentru Narine sau o întrebare. Eu am o curiozitate care nu ține de carte. O să vă las chestiunea cărții. Știu că Narina a zis că nu mai vrea întrebări triste, dar nu pot să nu mă gândesc. Baird a fost într-o zonă de război. Știu că au fost acolo mici bătălii, mici conflicte. E în apropiere de Nagorno-Karabakh. Eram curios dacă ea a trăit chestiunile astea, dacă s-a întâlnit cu lucrurile astea sau dacă le mai urmărește astăzi. Естественно, я со всем этим столкнулась. Я сама была под бомбежкой не раз. А самое ужасное в войне в то, что ты... Это то, что ты к ней привыкаешь. Я помню, однажды я готовила фасоль, и в наш дом попала бомба. Так я даже не вышла из дома, потому что мне было уже все равно, что будет. И я доготовила эту фасоль, и только потом вышла, посмотрела. У нас действительно, мы живем в пятиэтажном доме, и часть фасада снесло снарядом града. Sigur că da, m-am confruntat cu astfel de situații și cel mai îngrozitor lucru în război este faptul că te obișnuiești cu el. Noi am fost și bombardați și odată eram acasă și găteam fasole când a căzut o bombă chiar lângă noi. Și eu nici n-am ieșit din casă să văd ce s-a întâmplat, am continuat acolo să gătesc și după ce am ieșit, noi stăteam într-un bloc de 5 etaje, am văzut că practic a căzut o jumătate din fațada casei, și, dar am făcut asta de-abia mai târziu. И я наивно думала, что если у тебя есть опыт шока, опыт переживания, опыт чудовищного страха, то всякое последующее испытание ты будешь переносить легче. Și eu credeam în mod naiv că dacă ai experiența acestui șoc, că fiecare nouă încercare, fiecare nouă experiență o vei suporta cumva mai ușor. К сожалению, это не так. Более того, каждая новая боль делает тебе больнее. Поэтому та чудовищная война, которая случилась с Украиной, то та чудовищная кровь, которая льется сейчас, она порой просто не дает шанса надеяться на то, что когда-нибудь чем-нибудь хорошим это закончится, но я не перестаю верить в лучшее. Și fiecare nouă durere, practic, o resimți și mai puternic. Și asta se întâmplă acum cu războiul din Ucraina, care aproape că nu-ți mai lasă speranțe într-un viitor mai bun. Dar eu cred că totuși trebuie să păstrăm această speranță. Три постсоветские республики находятся сейчас в катастрофическом положении. Это Молдова, Грузия и Армения. Если Украина проиграет, мы потеряем свою независимость. Я четко понимаю, что сейчас украинцы борются, в том числе за нас, и не только за нас, за Восточную Европу тоже. Это чудовищная и несправедливая ситуация, но мы никак не можем изменить, только помогать и надеяться на то, что это все быстро закончится. Вот как-то так. Trei republici postsovietice se află acum într-o situație teribilă. Este vorba de Moldova, Georgia și Armenia, pentru că dacă Ucraina o să piardă războiul, ele o să-și piardă independența, o să dispară pur și simplu, și asta este o situație teribilă și din păcate nu putem să facem mare lucru, putem doar să-i ajutăm pe ucraineni cu puținul pe care putem să-l facem pentru ei și să sperăm că lucrurile o să se termine totuși cu bine. Thank you.
torturându-i pe ceilalți, ne distrugem propriul suflet. Este cât se poate de adevărat. Iar citind acest roman, cred că poți să devii un pic mai bun, să mai crezi în iubire și să nu-ți pierzi speranța. Eu aș vrea să vă spun că mâine seară la ora 7 pe TVR Cultural este o emisiune Intrare Liberă despre, în care alături de Narinea Abgarian, de Denisa Comănescu și de Luana Schidu am vorbit împreună cu Marius Constantinescu despre lucruri care poate astăzi seară ne-au scăpat și de asemenea vreau să vă invit de pe acum la Târgu de Carte, la Bookfest, în sâmbăta de la Bookfest, la o lansare a acestui roman. Aș vrea să vă citesc în final doar o frază care mi se pare că îi se potrivește și autoarei. Ea prețuia simțul umorului alături de conștiință și loialitate mai mult decât orice alte calități. Vă rog să vă pregătiți rafturile, un loc mare în rafturi la bibliotecă, în bibliotecile personale, pentru cărțile lui Narinei. Eu deja le-am făcut loc într-un loc bun din bibliotecă. Este o autoare de raft întâi. Thank you. Și eu aș vrea să vă fac un anunț. Un anunț. Am uitat să spun la început, dar e bine să vă spun la sfârșit. Când a început războiul, când Putin cu demența lui a început războiul, Narine cu familia ei au părăsit Moscova. A părăsit Moscova și mi-a spus că marea ei bibliotecă a rămas acolo. Au plecat în Armenia și în momentul de față locuiesc la Stuttgart, în Germania. Narine are ultimul cuvânt. Îmi pare rău, nu avem timp. Vă rog frumos. Aș vrea să îi pun întrebarea în armeană și imediat am să vă spun despre ce este vorba. Șandurahemțez zanătalanu, iev guzei șat gargel la luhamar și cispagățânel la joogurtă, guzei mit măstuchel. Ai simt când tuc țăr nahort vebimeci, Anatolia tradzec călhavor herosui anună. Ti dumnavor gherbo ai te pes în dragec. Vor de vinzi amar, voroș nășana gântiununii. Cem cu deriete joogurtin hamaral, gârna miernuin nășana gântiununela. Am întrebat-o, am spus că sunt încântată să o cunosc și că pentru mine personajul principal din cartea anterioară se cheamă Anatolia, pentru cei care au citit. Eu am înțeles la ce face aluzie și aș vrea să-mi confirme dânsa dacă bănuiala mea se confirmă, deci în legătură cu la ce m-am gândit eu. Pentru că nu este un nume, vor vedea, Hagia Hantibat anunce Anatolian, pentru că nu este un nume întâlnit frecvent la armeni și pentru mine are această semnificație specială și aș dori să vă confirme și mie și dumneavoastră. Mulțumesc. Și mai vreau să mai întreb un lucru, dacă este în stare să scrie și în limba armeană, dacă a scris vreodată și în ce măsură sunt primite cărțile sale în Armenia. Dacă sunt traduse, pentru că foarte puțin eu care urmăresc viața literară de acolo, fiind și membra Uniunii Scriitorilor și de aici și de acolo, și în sfârșit, urăm
Este tu care în algă crec, vă rog vedem, este hai asta nicăro neru, te este nicăro neru, miutiun neru, antamem, e hedevim în tanrabes hai asta ni iratar ciciun neru, căragan gheancă, e gâspasem vor imanam, te tu care în algă crec. Poftim? Da, da, și eu o să stau la autografe, așa, și atunci nu regalem. Mulțumim. Շատ շնորհակալություն ձեր հարցերի համար. Thanks a lot for your questions. Անատոլիա и Василий. Так звали мою прапрабабушку и моего прапрадедушку. И я хотела, чтобы их имена остались в романе. Мой прапрадедушка был действительно кузнецом, а мою прапрабабушку действительно звали Анатолия. Anatolia și Vasilii erau străbunica și străbunicul meu și străbunicul chiar era fierar și eu am vrut foarte tare, iar pe străbunica mea chiar o chema Anatolia și mi-am dorit foarte tare ca numele lor să apară în roman. Самое смешное было, как коротко называли Анатолию у нас перцы НАТО. Și cel mai amuzant cum era numită Anatolia pe scurt în orașul Berd, NATO. Nu, они ничего не знали про НАТО, тогда еще НАТО не было. А второй вопрос, я хотела сказать, я пыталась писать на армянском, но у меня, к сожалению, не получилось. Я билингва говорю на обоих языках, но мне легче писать на русском, более убедительно, мне кажется. Și pentru a doua întrebare, am încercat să scriu în limba armeană. Eu sunt bilingvă, dar în același timp în armeană nu mi-a ieșit. Mi se pare că în rusă reușesc să scriu mai bine, mai convingător. Mă scuzați!